Un triunghi amoros a dus la moartea unei femei din Frumușița. Bărbatul în casa căruia s-a întâmplat tragedia are propria variantă a evenimentului. O venit să pățară la mine și cine a venit, Nina? Nina și a spus că e foame. Da, mă, stai și tu aici. Stai, domnule, aici așa. Uite-n adicoașa de mâncare, uite-n adicoașa pat, că vede steaua ei ce-l dorea acolo. Stai, mă, acolo. Așa am spus. Stai acoșa. Poți sta acoșa în pat. Eu m-am dus în cameră și m-am culcat, nevoie de treabă. Și la ziua duminică s-a întâmplat treaba asta. Ce s-a întâmplat? Eu o băut. O mai avea o sigură de vin acoșa, o băut. O s-a trântit jos cu așa de băutura asta, de alcool, că de vinul ăsta e tare, nu e? Da, da. Așa? Și s-a culcat să... Hai de capul ei celul ce-o păstea. Cine a bătut-o? Cine a lovit-o cu toporul, cu cuțitul? Cine nu a lovit-o nimeni, domnule, că ea o hicat acolo la, în fața bucătării de am o caldare cu cenușa acolo. Așa. Și eu o hicat cu capul de caldare cel. Martoră la cele petrecute, o prietenă apropiată a bătrânului și a femeii ucise, susține cu totul altceva. Am găsit-o ticatul jos și m-a zopălit-o. Și cu Miai, și cu Dănuț, un băiat, și cu... Aici, dacă mă cheamă, Ionică. A asta... bătut-o mai mulți? Da, și pe mine mă bătut, neagă mă făcut domn, am fost la dotat de familie. Geza, și cu Miai, și cu Ionică. În realitate, polițiștii au găsit 22 de lovituri de cuțit în zona capului și în zona pubiană a femeii, care a sfârșit într-un mod tragic. În curtea bătrânului, sângele este încă pe pereți. Vecinii din sat susțin că cei trei aveau o relație mai mult decât de prietenie, iar în casă s-ar fi desfășurat scene interzise minorilor, înnecate în alcool. Un zvon că bătrânul a ucis-o pe Nina se auzea și în urmă cu 3 săptămâni, însă atunci s-a dovedit a nu fi adevărat. Acum 3 săptămâni, un vecin de la 3-4 case apropiere a sunat la apelul unic de urgență 112 și a spus scandal aici. Că e o crimă. Acum 3 săptămâni, da. E o crimă, Nea Ghirase, așa îl știm noi în comună, a omorât-o pe farmacistă. Așa, o poroclește pe Nina, adică Nina, da. Așa. Vă dați seama, în 20 de minute a apărut smurdu, salvarea și poliția. 3 mașini la poartă, lucru care n-a fost adevărat. De fapt au fost morți, dar morți de bieți. Toți trei. Aici. Exact. Procurorii încă audiază suspecții, în centrul atenției fiind bărbatul de 75 de ani. La parchetul de pe lângă Tribunalul Galați avem înregistrat dosarul penal cu numărul 1, per 2015. Dosar ce are ca obiect o infracțiune de omor comisă asupra unei victime de sex feminin, Petrea Nina, din localitatea Frumușița. La acest moment dosarul este înregistrat cu autor necunoscut, în schimb se desfășoară cercetările specifice pentru a stabili cu exactitate situația, de fapt, și autorul acestei infracțiuni. Aveți deja un cer de suspecți? Avem un cer de suspecți și la acest moment procurorul criminalist se află la fața locului și desfășoară cercetări. Casa din Frumușița a mai fost scena unei crime în urmă cu 2 ani. Atunci fiul bătrânului a fost înjunghiat de concubina lui.